Hello, darkness, my old friend. Și iată că visul european al tinerilor de la Arsenal se încheie aici, eliminați după un meci dramatic de Benfica Lisabona din Champions League. Jucătorii tineri de-abia își pot stăpâni lacrimile, toată lumea este tristă aici. Arsenal nu poate să își păstreze, din păcate, titlul Champions League 2 ani la rând. Un meci în care jucătorii au dat totul și sunt apreciați de fani, însă din păcate a fost prea puțin. Benfica și-a luat răzbunarea după ce anul trecut au fost eliminați de Arsenal. Și da, nu este o seară foarte bună să fii un fan al echipei Arsenal, pentru că a fost un meci dramatic. Salut tinerii mei jucători. Vreau să vă spun ceva. Pentru prima oară de foarte mult timp, poate pentru prima oară de când exist, pentru că m-am născut cu băutura în mână, eu, managerul Casabian Junior, nu sunt beat. În această seară era foarte important pentru mine să câștigăm, însă, din păcate, nu am făcut-o. Și de ce spun, era foarte important pentru mine, nu pentru club, nu pentru că sunt egoist sau self-concentric, cum credeți voi, sau un idiot, cum credeți voi. Băutura mă făcea așa. Însă, spun că e foarte important pentru mine, pentru că am cancer. Fotbalul, practic, mi-a dat cancer. Toate deciziile arbitrilor, practic, mi-au dat cancer. Doctorii mi-au spus că mai am de trăit maxim 2 luni și mai am maxim 5 zile de acum încolo, așa că tinerii mei jucători, vreau să-mi iau de la voi un sincer adio. Și vreau să-l numesc în locul meu pe pe Remenco, antrenor. Remenco, ai cuvântul. Ok, înainte de a trece la problemele adevărate, haideți să păstrăm un moment de reculegere pentru dragul nostru manager Casabian Junior. Cu siguranță, vă spun sincer că nu va fi uitat și nici ceea ce a făcut el pentru această echipă nu va fi uitat. Din păcate însă a avut cancer și va muri. Dacă mă întrebați cumva de ce nu folosesc vocea demonică, taceți dracu că vă împuși pe toți. De asemenea, dacă credeți cumva că eu am avut ceva de a face cu îmbolnăvirea de cancer a lui Casabian Junior și credeți că l-am dus în Cernobâl și l-am închis 5 luni acolo, este o prostie. 4 luni l-am închis acolo, n-ai cum să iei cancer așa repede. Doctorii mei din Illuminati m-au asigurat de asta, deci 4 luni în Cernobâl nu-ți dă cancer, cred. E posibil, nu sunt sigur. În fine, de acum încolo, managerul Casabian Junior a dispărut și eu sunt aici. De acum încolo, fiecare greșeală va fi penalizată cu un deget tăiat, la port de mâna. Nu, domnule, nu! Ok, i-am tăiat din greșeală gâtul, duceți-l la spital. N-am nimerit mâna, e vina lui că s-a mișcat. Ok, de acum încolo totul se va schimba, cine face ceva greșit e distrus. Distrus.
Da, după moartea managerului Casabian Junior, toți jucătorii de la Arsenal au fost foarte motivați să arate lumii că sunt o echipă mare, au muncit foarte mult, e bine, unii mai mult, precum Piazon, unii mai puțin, precum Zuma sau Chambers, și unii deloc, precum Maxim, care a rămas la 77. Însă după 3 ani de la acel moment tragic, echipa aceasta a câștigat campionatul și este în finala Champions League. Aceste două meciuri cu mai are de jucat un meci cu Tottenham, care oricum nu mai contează pentru că sunt deja campioni cu 10 puncte în fața locului 2. Însă meciul adevărat este împotriva celor de la Bayern München în finala Champions League. Așa că pentru meciul cu Tottenham vom băga între ghilimele rezervele pentru că toți jucătorii sunt incredibili. Marquinhos a fost înlocuitorul decedatului Laporte, omorât de Eremenko. Eremenko se întoarce și el pentru aceste ultime meciuri din cariera aceasta. Așa că rezervele sunt Süle, care are și el tot 81 overall. Okore, care are și el 77 overall. Cavanda. Durm. La centru vor juca Neves, 86 overall. Zelalem. Foarte mare și el. Mă refer la overall, nu vă gândiți la penis. Aici, din nou, Gnabry și Traore l-au întrecut amândoi pe Chamberlain. Traore va juca acest match și Gnabry va juca în finală. Zivkovic, 85 overall. Tuncara, 82 overall. Tipul ăsta când acum 3 ani avea 70 overall. Iar aici Fischer, 84 overall. Un match cu care vrem să încheiem campionatul în stil de mare echipă și să batem Tottenham în ultimul match din acest sezon. Haideți să vedem meciul. La ce echipă are Arsenal acum e foarte greu, foarte, foarte greu să fie oprită, chiar și cu aceste rezerve, să le spunem așa. Meciul începe și Tottenham are lovitura de start. Pe locul 4 se află Tottenham. Nu au nicio șansă să mai câștige ceva. Însă echipa noastră se află pe locul 1. Acum Traore. Pasează foarte bine către Zivkovic, care trece. Zivkovic. Ratează pasa, Zelalem recuperează. Și el avea 64 overall acum 3 ani. Acum a crescut și el foarte mult. Durm către Fischer, care are spațiu. Fischer! Gol! 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 Arsenal! Asta este echipa pe care am visat-o acum 6 ani. 6 ani mă refer în joc. Când am început echipa asta cu jucători toți sub 18 ani, acest moment l-am așteptat. Când toți acești jucători aveau să ajungă niște legende vii. Și dacă vreți să le continuați povestea minunată, aveți cariera în descriere. Vă trebuie FIFA 2015, nu neapărat original, pur și simplu copiați cariera și vă jucați, e gol, ok. Să fie meciul mai interesant. Eu, cum spuneam, puteți juca și voi această carieră și să continuați destinele frumoase ale acestor jucători care au ajuns niște legende. Toți peste 80 overall și au fost la început toți sub 70 overall. Tuncara către Zivkovic. Pasează bine către Tuncara din nou. Tuncara a blocat. Revine mingea la el. Pasează bine către Zivkovic din nou. Tuncara în careu, penalti. Este penalti. Un meci și roșu. E penalti și roșu pentru Paulinho. Acest meci continuă fantastic. Vormi în poartă și el mai trăiește, din păcate. Poate Zivkovic, 85 overall Zivkovic, un atacant adevărat, un dintre cei mai buni atacanți din Europa în aceste momente, față în față cu Vorm. Zivkovic șutează și gol Zivkovic, 2-1. Acest meci e practic o încălzire pentru marea finală cu Bayern. N-a mai câștigat Champions League de acum 4 ani în această carieră. Această echipă, bineînțeles, joacă orice meci pentru Casabian Junior și pentru Eremenko, care s-a întors și este din nou antrenor, însă mare parte pentru Casabian Junior, care a murit de cancer într-o situație ciudată. Acum Traore la balon.
Pasează către Neves. Are șuturi foarte bune. Neves blocat. Tottenham se află sub un asalt. Va centra Neves din nou. Ce frumos se controlează jucători care sunt așa de buni. Centrarea merge către Durm din prima. Arbitru idiot, dă-te. Durm șutează și scoate Dembele de pe linie. Era un golaț adevărat. Holby a crescut și el foarte mult. Townsend. Dumbi, anatorul. Către Zelalem. Care întoarce către Tunkara. Întoarce nou către Zelalem. Frumos, Tunkara. Tunkara are spațiu, este gol! Tunkara! Atacantul nostru, care a început de jos și acum este așa de sus. Un lat perfect, nicio șansă. Ok, a fost un șut destul de slab, dar Vorm n-a avut nicio șansă pentru că e Vorm. 3 la 24. Cred că deja cei la Tottenham își vor dori ca acest meci să încheie mai repede. Mingea este la Traore, cunoscut ca și Kone Junior în lumea mafioților din lumea interlopă. Kone Junior! Kone Junior este blocat foarte bine de adversarii săi. Însă echipa noastră e pe val, cum a fost întregul sezon. Traore către Cavanda. Cavanda pasează bine către Zivkovic, care dă un călcâi. Ruben Neves din nou la marginea careului, blocat puternic de Holby. Oh, centrare perfectă, Dumbia face 3-2. Meciul devine din nou interesant. Joc prea entuziasmat acest joc și asta fac multe greșeli în apărare pentru că vreau să recuperez mingea cât mai repede. Însă avem pe Fischer la jumate și îl știm. Ah, nu e Fischer aici, Fischer e sus, fuck. Ok, îl avem pe Tunkara, poate are șuturi mai bune ca Fischer, hai să vedem. Tunkara, Tunkara. Peste. Ah! Aproape totuși. Ce fund frumos are Vorm. Spuse nimeni niciodată. A degajat Vorm acum. Cum este contraatac? Kone Junior. Kone Junior trece. Are viteză clar superioară în fața lui Davis. Se întoarce și pasează foarte bine către Zelalem, care trece și el. Zelalem s-a lovit mingea în cineva. Se încheie prima repriză. 3 la 2 pentru echipa noastră. Meci nu de mare importanță, dar echipa noastră a dominat clar, chiar dacă echipa de rezerve. Dacă așa joacă echipa de rezerve, gândiți-vă cum joacă titularii. Tunkara acum. Tunkara! Tunkara! Gol! Tunkara! 4-2. Șut imparabil. Hai să nu mai țin pentru că nu vreau să răgușesc până la meciul adevărat, care e cu Bayern. Acest meci e doar ca să vă arăt cât de bune sunt rezervele. Până și rezervele. Dumbia acum. Bine, Dumbia mereu e bun. În orice FIFA, în orice lume, Dumbia e bun. Townsend acum către Holby. Townsend din nou. Cavanda. Centrarea merge bine. Süle respinge. Șansă de contraatac din nou. Zivkovic are de data asta foarte mare viteza, nu ca înainte. Zivkovic trece. Zivkovic fantastic. Rămâne la balon. Zivkovic, Zivkovic blocat. Fuck my life. Corner pentru noi, vom încerca o schemă ca să înscriem goluri cât mai frumoase și astăzi. Neves centrează. Acolo vine Durm, care șutează, dar Vorm este om. Și nu râmă cum credeam înainte. Vom încerca încă o această schemă, hai să vedem. Neves centrează, acolo vine Durm, care voleu ca Zinedine Zidane. Ah! Ca Zidane în 2001, așa tras Durm la faza asta versus Bayer Leverkusen Zidane în finala Champions League. A fost golul care a dus victoria celor de la Real. Și nu spun asta că sunt un mare fan al echipei Real, ci mai degrabă sunt cel mai mare fan al lui Zinedine Zidane. Bine, cel mai mare fan, e jucătorul meu preferat, Zinedine Zidane, care a jucat vreodată. Holby acum. Câștigă la cap acolo jucătorul nostru. Hai un șut cu Fischer, că el a avut mereu șuturi bune, acum are și mai bune. Hai Fischer cu șuturile. Da, dar te blochează ăsta. Trebuie să dau pasă, că n-am ce să fac. Durm, tu n-ai șuturi bune. Dă-i cu Tunkara, care trece toată lumea și înscrie 5-2. Echipa noastră de rezerve se distrează cu echipa principală a celor de la Tottenham. La acest nivel a ajuns Arsenal, cu siguranță cea mai bună echipă din... din întreg acest sezon și din întreg acest an,
în care suntem, 2020 cred, sau 18 sau 19, în fine. Nu, 2020 cred că suntem. Sau 19. Centrarea merge bine, câștigă acolo jucătorul nostru, dar se dă și offside. În 10 oameni Tottenham n-a avut nicio șansă, bine, nici în 11 nu cred că aveau. Dar îmi lau deja prea mult echipa și nici măcar nu am prezentat-o pe cea de oameni de primă echipă. Aceea este mult mai agresivă și mai bună. Am vrut din prima, de ce n-a dat pasă? Holby acum. Pasează în spate. Walker. Gomelt. Cine mai e ăsta? Nu știu. Încep să ajungă jucători care n-am auzit în viața mea de ei. Gomelt trece, pasează bine, e bară. Am scăpat și ce frumos a dat zoom-ul cu călcâi acolo. Sau cine era ăla? Ne apropiem de final și încheie meciul. Ultimul meci din campionat în această carieră. E un 5-2 cu Tottenham. Uitați-vă câte șuturi și câte șuturi pe poartă. Tuncara 9.5 sau 9.6. Și urmează marea finală cu Bayern München. Oh! Am dat sim. Era cât pe acest dau simile de la acest meci. Pentru marea finală echipa e următoarea. Lucas Piazon, omul care a crescut cu cel mai mult în această carieră. El e marea vedetă din punct de vedere al overall-ului și marea dezamăgire din punct de vedere al overall-ului este... Imediat veți vedea. Unde e acel fundaș? E un fundaș care are 72 în Bemba. 72 a rămas în Bemba. Atât l-am luat, atât a rămas. A avut 73 când l-am luat, parcă. În fine, aici vine... Depay. El n-a mai crescut foarte mult, dar știm cu toții cine e Depay și cum joacă. Așa că nu are rost să nu-l băgăm în această finală. Bine, dacă nu-l găsesc pe asta, s-ar putea să nu-l băgăm. Unde dracu e Depay? Uite-l aici, în fine. Lângă Depay, Zivkovic va juca. Adică altul pe cine pot băga? Hai să ne uităm în locuitorii lui Zivkovic. N-am pe cine. Tung, Yunal, 80. Nu, chiar n-am pe cine, pare rău. De fapt, ba da, am pe cine, acum am realizat. Zivkovic a jucat un meci deja. Și Maier este în locuitorul lui. Parcă așa jucam de obicei. Pe urmă aici e Gnabry. Aici este unicul Eremenko. Și aici rămâne Neves. Zelalem, da, așa merge. Apărarea Marquinhos. Zuma, schimbăm locurile. Aici, Ake. Ok, Ake accidentat puțin. Nu contează, va juca. Are 86 overall Ake. Și aici Chambers. Scufet 81 overall rămâne în poartă. Pe bară vor fi următorii. Traore. Brandt, poate, nu. Tuncaraca îl știu și joacă incredibil. Și Fischer. Tuncara în locul Ospina. Și aici ar veni Fischer. Aceasta este echipa pentru marea finală din Champions League cu Bayern. Trebuie să iau o mică pauză înainte să joc meciul cu Bayern pentru că sunt răgușit. Și din meciul cu Bayern vreau să las tot, să nu tai nimic, pentru că este ultimul meci în această carieră minunată. Așa că o să iau o pauză vreo 5 minute. Înainte de a trece la meci, acesta a fost parcursul nostru. Am trecut de Zenit, de Valencia, de Real Madrid și suntem în finală cu Bayern. Bayern a trecut de Chelsea, Barcelona, 7-0 cu fostă echipa lui Eremenko, overall, cu Moscova, bineînțeles. Și da, Eremenko, vreau să spun încă ceva care pare Illuminati. Dacă vă uitați pe Foothead, la career mod, la Eremenko, are 80 și nu mai crește niciun pic, adică spune că nu va crește la career mod, însă a ajuns la 87 în cariera noastră. Dacă asta nu demonstrează că Eremenko face parte din Illuminati, nu mai am alt, n-am ce să spun. În fine, meciul cu Bayern este meciul meciurilor. Arsenal și în realitate o răzbunare pe care trebuie să o facem, pentru că în ultimii 2 ani în Champions League, Bayern a eliminat Arsenal în realitate. Asta e Rabiot, ce caută Rabiot aici? Rabiot, tată. Ah, ok, nu era Rabiot. Nu știu cine era. Deoarece, cum spuneam, e o răzbunare și este un meci gigantic. Pe care, nu vreau să plouă în acest ultim meci.
să fie ploaie, să plouă. Ok, tot aia. Așa va fi acest match. 5 minute, să dau 6 minute repriza. Nu, nu, 5 minute repriza. Eremenko se întoarce pe teren după 3 ani, pentru că a avut probleme cu conducerea lumii. Și va juca în această finală, pe care să sperăm că vom câștiga. Aceasta este echipa care a ajuns o legendă. Jucători care au început de tineri la Arsenal și au ajuns acum oameni maturi de 24-27 de ani. Și Eremenko, care are 33 de ani, care însă sunt niște superstaruri. Dar superstaruri sunt și cei de la Bayern, care au și ei o echipă de o forță inimaginabilă. Marea finală Champions League începe și echipa noastră are lovitura de start. Memphis Depay către Chambers, către Gnabry, care a ajuns la 86 overall, care pasează către Maier, care s-a reinițiat Maier, deși era groaznic într-un timp, a revenit la forma care a fost dinainte de accidentare, poate chiar și mai bun decât era atunci. Ake, nu mai vorbesc, 86 overall, cel mai bun fundaș din lume, fundaș stânga. Ake trece, rămâne la balon, Bayer deja se apără, Roman Eremenko șutează în blocaj. Abid, cine este ăsta nu știu, dar are o viteză mare, văd, dar Marquinhos recuperează, un jucător venit de la PSG, 25 de milioane de euro, care l-a înlocuit perfect pe Laporte, care era un idiot prost nenorocit. Gnabry, la marginea careului, este Roman Eremenko, Roman Eremenko, peste poartă, legenda vie și conducătorul lumii, președintele pământului, Eremenko, ratează. Sunt răgușit și mă enervează, dar asta e. O să comentez răgușit această finală minunată, îmi pare rău, am răgușit mult prea repede, dar nu mai pot opri acum, sunt prea entuziasmat de această finală ca să opresc. Ribery la balon, are 36 de ani Ribery și Robben undeva pe la 35, dar jucăm fantastic împotriva lor și ei încă mai joacă fantastic. 36 de ani, Dante sau cât scrie acolo, foarte, foarte bătrân și Dante. Echipă de legende bătrâne versus o echipă de jucători care sunt la apogeul carierei. 24 de ani, Zuma sau ceva de genul. Ruben Neves acum, trece foarte ușor acolo, dar e blocat, dar revine. Ruben Neves către Depay. Din nou Ruben Neves, are spațiu, Ruben Neves se întoarce, puteam șuta, am făcut o greșeală. Ruben Neves către conducătorul lumii, întoarce către Ruben Neves în careu, blocat. Dante respinge panicat în margine. Lucas Piazon acum către Neves, care e blocat perfect de Shaqiri și out pentru noi, perfect. Piazon 90 overall. Dacă nu știați încă, mingea ajunge la Lucas Piazon. Probabil balonul de aur în acest an. Lucas Piazon, de neoprit. Lucas Piazon, Lucas Piazon, blocat acolo, 4 oameni. A fost nevoie să-l neutralizeze. Schweinsteiger. E pericol. Alexis Sanchez, un jucător foarte interesant și el. Din nou Schweinsteiger către Robben. Nu mai are viteza de altă dată, dar încă este într-o formă fantastică. Schweinsteiger blochează acolo foarte bine Chambers. Asta e contraatac. Maier are o viteză fantastică. Maier trece fantastic ca pe vremurile bune. Maier, Maier intră în careu, se apropie cel puțin la marginea careului. Maier trece de neoprit. Maier, Maier, Maier blocat de Clark în ultima secundă. Piazon la balon acum, întoarce către Ake. Nathan Ake către conducătorul lumii. Eremenko blocat acolo. Gnabry nu câștigă la cap. Cei de la Bayern rezistă foarte greu împotriva atacurilor noastre. Au niște fundași de mare clasă, cred eu. Clar că are peste 88 overall, părerea mea. La cum a blocat acele faze care erau practic imposibil de blocat. Chambers să face și el același lucru. Eremenko către Gnabry, care prinde mingea. A, nu, greșeala mea. Are viteză mare, dar n-a prins mingea asta. Cine credea că Gnabry va ajunge la 86 overall și Oxlade va rămâne la 73, nu, 83. În fine. Chambers acolo se descurcă cu Ribery și cu Robben. Ceea ce la începutul carierei era o fantezie de-a mea. Chambers să-i bată pe amândoi în acel duel. Lucas Piazon deja pune mari probleme adversarilor.
Bayern încearcă să calmeze jocul, e echipă cu experiență care știe cum să joace în aceste momente. Au câștigat de foarte multe ori Champions League. Noi am revenit la această finală, dar e un meci extrem de greu. Gyoce! Probabil Piazon și Gyoce se luptă pentru balonul de aur în acest an. Cel puțin așa scria pe acolo prin ziarele alea. Va centra, iese scufet și prinde. E acolo în care, în atac, Depay, mingea în Angela el. Depay nu prea s-a văzut în acest meci, dar cu toții îl știm pe Depay. Știm de ce e în stare când atinge mingea. Shaqiri, Gyoce, Shaqiri din nou. Robben trece, e pericol și gol! Shaqiri deschide scorul. Această finală, din păcate, nu începe bine pentru noi. Cel puțin prima repriză, 1-0. Memphis Depay spune, stați puțin, o să schimb eu lucrurile. Memphis Depay rămâne la balon. Memphis Depay, cum nu a trecut acolo. 1-0 pentru Bayern, Marquinhos, către Eremenko. Unicul conducător al lumii. Marcat strâns pe Piazon, toată lumea știe cât de periculos este, dar să Piazon trece în... Nu trece, pentru că Shaqiri este fenomenal și el. Alexis Sanchez. Shaqiri către Gyoce, care e imposibil să iau mingea. Dar Marquinhos, ce recuperare! Hai să vedem acum. Am dat pasă, Shaqiri. Alexis Sanchez se întoarce. A fost faultat sau nu? Ok, nu-mi pasă. Gyoce, nu știu, Gyoce e fenomenal deja. E aproape imposibil să fac ceva lângă el, că deja dă pasă imediat. Construiesc bine, hai să nu facă 2-0 cei de la Bayern. Vă rog, nu faceți 2-0. Ake, recuperează. Șansa de contraatac înainte de încheierea primei reprize. Maier către Gnabry, care trece fantastic. Ce viteză are Gnabry! Trece încă o dată. Oh my god. Era în viteză și n-a putut să tragă foarte bine. Vestiarul echipei Arsenal, atmosfera nu e chiar cea mai bună, însă Eremenko se pregătește să ia cuvântul. Ok, băieți, trebuie să înțelegeți ceva. Trebuie să înțelegeți că am ajuns să jucăm visul managerului nostru Casabian Junior, care a murit tragic. Trebuie să înțelegeți că asta este tot ceea ce ne-am dorit în acel moment groaznic, când ne aflam acum 3 ani în acel vestiar și Casabian a dat vestea tragică. Trebuie să înțelegeți că pentru Casabian am făcut toate aceste lucruri și pentru el, în următoarea repriză, o să câștigăm Champions League. Indiferent de probleme, indiferent ce va întâmpla, o să câștigăm Champions League. Traore, intră în locul lui Gnabry. Tuncara, intră în locul lui Depay. Fischer, intră în locul lui Maier. 3 schimbări, băieți, cum spunea Giulio Casabian Junior, pentru 3 puncte. Deși suntem într-o finală și 3 puncte nu contează. 3 schimbări pentru un trofeu fenomenal, de o importanță incredibilă. De asta avem nevoie și știu, nu plângeți, dar trebuie să facem asta pentru Casabian. La și vom spune pentru Casabian Junior. Haideți. 3, 2, pentru Casabian! Pentru Casabian Junior! Echipa noastră, echipa celor de la Arsenal, se pare că vine extrem de motivată de la vestiare. Ultra all out attack! Ce face managerul? Echipa devine high pressure, all out attack! E o decizie suicidală împotriva celor de la Bayern München. Însă, jucătorii vor alerga de 10 ori mai mult. Hai să vedem de ce sunt în stare. Momentan, Schweinsteiger este la marginea careului. Centrează, acolo este Zuma și respinge. E pericol însă. Alexis Sanchez, șut, peste poartă. Jucătorii se grăbesc, parcă au luat cu toții o doză de Adderall. Scufet către Ake. Ake către Ruben Neves. Ruben Neves îl găsește acolo pe conducătorul lumii, Eremenko, care îl găsește Fischer. Fischer se întoarce. Rămâne la balon, dar e blocat de Gyoce, care are și chestii defensive aparent. Bayern, în ciuda entuziasmului celor de la Arsenal care joacă aceste momente, Bayern se descurcă, rezistă. Acum să Chambers respinge. Marquinhos către Traore, care este liber aici. Traore pasează greșit. Boateng are intervenție care poate schimba această finală.
scăpa acolo liber Fischer, cred, cu portarul. Era Neuer, era o fază grea, dar Arsenal și-a dat colții. Gyoce greșește pasa. Ake, pasează perfect. Nu, prea tare. Portarul iese. Arsenal în aceste momente stă cu 6 oameni în jumătatea celor de la Bayern. În ciuda faptului că Bayern nu cedează atacul. Incredibil aceste momente ce se întâmplă. All out attack, Fischer. Blocat de Ribery, incredibil. Ribery la 36 de ani blochează asemenea faze. Și din nou Shaqiri în margine. Shaqiri lângă Ake. Iese cu mingea în aut. Presiunea celor de la Arsenal este uimitoare în aceste momente. Ake, Ruben Neves, Lucas Piazon, Tuncara către Fischer, care îl vede foarte bine pe Traore. Kone Junior, gol! Kone Junior! 1-1! Atacul incredibil al celor de la Arsenal. În sfârșit și arată adevărata forță. Tribunele sunt în flăcări. Ce frumos îl bate acolo Traore pe Neuer. Și probabil a bătut și în vestiare pe Neuer, pentru că Traore e destul de mafiot. Însă Traore aduce egalarea pentru Arsenal, care însă nu cedează. Rămâne în continuare pe ultra-attacking sau pe all-out attack. Rămâne în continuare cu 6 oameni în față la atacurile celor de la Bayern. Tactică nebună. Însă Fischer recuperează. Acolo este liber Lucas Piazon sus. Însă Fischer rămâne la balon. Fischer către Traore. Kone Junior. Kone Junior intră în careu. Kone Junior. Kone Junior. A lăsat mingea intenționat în out pentru că nu vrea să dea gol. Uitați câți oameni avem în atac pe All Out Attack. Avem 6 oameni în jumătatea lor. Ok. Chambers trebuie să câștige la cap dacă nu e pericol. Gyoce se greșește pasa. Piazon. Piazon pasează perfect către Tuncara. Tuncara acum blocat foarte bine de Dante. Însă Boateng respinge în panic. Minutul 69. Simțeam nevoia să spun asta. Tuncara acum către Lucas Piazon. Pierde. Acolo era Ake, dar și el pierde și este 3 contra 2 acum. Este mare pericol. Trebuie să blocheze cineva. Zuma o face eroic. Piazon acum către Ruben Neves. Epuizat. Care întoarce către conducătorul lumii, Eremenko, care trece foarte bine. Eremenko blocat. Este jos, Neuer, gol! Gol, Fischer! Suntem câștigătorii Champions League acest moment. Șutul lui Eremenko blocat de Neuer, însă Fischer cu capul înscrie. Dur 73, 2-1. Jucătorii celor de la Arsenal își dau sufletul pe teren pentru Casabian Junior și pentru moartea sa tragică de cancer, pentru că a fost ținut la Cernobâl mult timp. Însă incredibil, Arsenal nu se apără. Rămân cu foarte mulți oameni în atac. Tuncara acum din nou către Fischer. Fischer se retrage. Pasează perfect către Kone Junior. Kone Junior 1-1 cu Neuer. Kone Junior, gol! Arsenal 3-1. Bayern este în genunchi în fața celor de la Arsenal. Tribunele sunt în flăcări. Toată lumea este într-o stare de spirit fantastică, bineînțeles toată lumea care este fan Arsenal, cei de la Bayern nu se distrează foarte mult acum, însă 3-1 și Arsenal în continuare nu își lasă garda jos și din nou câștigăm. Eremenko pasează însă greșit. Shaqiri, Ribery, Shaqiri din nou, trece acolo destul de ușor, Shaqiri către Højbjerg. Pasează bine, Ribery ratează intercepția. Minutul 81, este practic imposibil pentru Bayern să mai revină. Uitați-vă cât de multă lume iubește echipa Arsenal și a venit să o încurajeze aici, în această mare finală. Greșește acolo însă jucătorul nostru, Eremenko, conducătorul lumii și al universului. Clark în spate, Højbjerg trece acolo destul de bine. Ribery centrează. E gol! Gol! Bayern nu moare așa ușor! 3-2! Pasează perfect. Asta se întâmplă când rămâi pe all-out attack. Echipa se poate scrie goluri frumoase și ușoare. Însă Fischer începe mingea. Ah, și a fost blocat. Era gol dacă Fischer trecea acolo. Rodriguez. Minutul 85. Nu cred că pot reveni ce la Bayern de la 3-1, dar orice e posibil.
Dante! Îmi pasează, trebuie să ne apărăm acum. Și nu mai e la port în apărare, deci avem șanse să ne apărăm chiar bine. Dar suntem în continuare pe all out attacking. Nu cedăm! Nu vom ceda niciodată! Pentru Casabian Junior! Jucăm acest meci. Scufet, degajează! Din nou, șansă foarte mare pentru noi! Lucas Piason! La margine! L-are în față pe Dante. Lucas Piason trece! Lucas Piason! Pasează, dar e blocat de Clark! Șut blocat aici! Fisher! Încearcă o scăriță! Însă Neuer nu poate fi bătut așa de ușor, cel mai bun portar din lume! Tul 90! Ultimele faze ale meciului și probabil ultimele faze acestei cariere ale mele. Ale mele. Doamne, sunt anagramat. Amele, auzi, de la acea melodie mi se trage. Piason acum, la margine. Piason trece. Șutează, dar nu mai vrea să șuteze. S-a săturat și el. 3 contra 1! 3 contra 1! Zuma! Te rog, Zuma! Zuma! E pe lângă poartă! Alexis Sanchez ratează și Arsenal câștigă Champions League! Performanța vieților și a vocii mele, performanța vocii mele, acum am vorbit tot acest meci. O minune făcută această echipă, au început de jos, toată lumea spunea că vor retrograda, însă Arsenal câștigă și campionatul și Champions League, câștigă totul în acest ultim sezon, ridică cupa capitanul și conducătorul lumii, Roman Eremenko, numărul 20. Toată lumea merită acest trofeu. Arsenal a demonstrat clar că merită acest trofeu în modul în care a jucat. Și aici se încheie acest sezon minunat, această carieră minunată din FIFA 2015. Sperăm că vom avea un an 2016 cel puțin la fel de bună ca aceasta. Eremenko ridică titlul și Arsenal câștigă Champions League. Încheie sezonul on the edge of glory, după cum spune melodia. Și da, aici se termină totul în 2015. Vă aștept cu același entuziasm și în FIFA 2016. Vedem artificii fantastice, vedem această echipă fantastică a celor de la Arsenal, care a reușit să ne aducă momente frumoase, amuzante, dramatice, dar și triste. Dacă v-a plăcut acest ultim episod, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună.